Care sunt alimentele, dar și obiceiurile de viață, adică rutinele, care accelerează arderea grăsimilor? În ceea ce privește alimentele, avem patru categorii alimentare asupra cărora să-ți îndrepți atenția. Legume care cresc deasupra solului, în special legumele verzi, excepție făcând cartoful. Proteine, adică pește gras, curcan, vită, oaie, ouă. Grăsimi, Grăsim din uleiuri și nuci, adică grăsim saturate și mononesaturate. Ulei de cocos, de măsline, ulei de avocado, nuci românești, migdale, nuci, nuci braziliene. La capitolul băuturi, apă cât cuprinde, ceaiurile din plante ajută foarte mult și cafeaua neîndulcită. În afară de lucrurile acestea, adică atenția în farfuria de, de, de mâncare, adică atenția de a alege selectiv anumite alimente pe care să le consumi, există și două rutine pe care, dacă te concentrezi și le faci parte din stilul tău de viață, vor contribui la accelerarea arderii surplusului de grăsime. Prima, postul intermitent. Așadar, în afară de alimentele pe care le consum zilnic, ceea ce te-ar ajuta este să ți așezi mesele într-un mod diferit. Postul intermitent este un instrument extrem de benefic care încurajează o stare optimă de sănătate, dar și arderea surplusului de grăsime. Eu personal îți recomand cea mai accesibilă variantă de post-intermitent, 8 cu 16, adică să-ți concentrezi toate mesele solide într-un interval de 8 ore pe parcursul unei zile, iar celelalte 16 ore, care includ și orele de somn, să faci pauză de hrană solidă și să consumi doar lichide, adică cele de mai sus, apă, ceai neîndulcit și cafea. În cele 16 ore de pauză de la hrana solidă, care evident includ și orele de somn, îi voi, vei oferi corpului tău oportunitatea de a se odihni, adică de a nu mai consuma energie în procesul de digestie. Și în aceste 16 ore valoroase de pauză digestivă, corpul tău se curăță, se repară, se regenerează și ce este cel mai important este că în acest. În această perioadă grăsimea începe să se topească. Minunat, nu-i așa? Cel de-al doilea instrument, cea de-a doua rutină, sportul. În ceea ce privește sportul, eu îți recomand să te apuci de mișcare potrivită necesităților tale, potrivită vârstei tale, potrivită corpului tău și nu să te apuci neapărat de sport intens care îți pune presiune pe mușchi. Ce te-ar ajuta cel mai mult este să-ți menții corpul într-o continuă mișcare, adică să aplici un tip de mișcare denumit NIT, care crește termogeneza activității fără efort a organismului, o activitate non-exercițiu. Este acel tip de mișcare care de fapt nu este planificată și pe care oricum o faci mereu. Așadar, Uită de lift și împrietenește-te cu scările. Urcă și coboară scările de câte ori ai ocazia. Parchează mașina la o distanță mai mare de locul în care ai nevoie să ajungi sau mergi pe jos. Alege alte mijloace de transport în comun, cum ar fi trotineta sau bicicleta. Dă cu mopul în fiecare zi și aspiratorul de câte ori ai, în fiecare zi sau de câte ori ai ocazia. Ridică-te de pe scaun atunci când îți sună telefonul și vorbești la telefon. Ieși în parc, la aer curat, fă plimbări lungi cu rolele, sau cu trotineta, sau cu bicicleta, și foarte important, nu uita să respiri. Să respiri conștient pentru că respirația conștientă te ajută mai mult decât crezi în acest proces. Sunt multe lucruri de spus și de povestit în legătură cu tot acest proces de ardere a grăsimilor și acesta este scopul masterclass-ului de mâine. Accelerator de ardere a grăsimii. Dacă îți dorești să afli mai multe, să știi că încă mai sunt câteva ore în care ai timp să te înscrii. Și pentru cei care s-au înscris deja, ne vedem mâine la ora 11. Abia aștept!